Bine ați revenit la Doza de Net. Pentru astăzi v-am pregătit primul episod din seria Șoferi Turbat. Deci, haideți să vedem despre ce e vorba. Și avem aici pe așa, pe domnișoasă, domnișor, cu BMW, care probabil ce-au zis că mi-au luat și o BMW, deci am avion, deci stai puțin să zbor. Și se pare că au reușit în cele din urmă, dacă stăm bine să ne uităm. Încă o dată, și din altul, așa, se pare că roata aia a părăsit prima, gen fraiere, fraiere, pan, eu sunt roata și m-am depărțit de tine, te-ai prins. Și aici avem mașină pe care încearcă să iese în carcă. Dar se pare că s-a întors gen așa, nu așa. Da, aici uitați-vă la mine cine sunt eu, băieților, pentru că la ce mașină am. O top și m-au făcut sandwich băieții, că gen pam pam, au prins ăștia doi, s-au pus pe mine alea. Da, aici avem, ok, avem un idiot care face circulețe. Mă scuzați, doar să vedem un singur, pentru că după cum puteți vedea, a intrat un copac. Un copacel. Aici se întreba de prietenul lui, ești bine? Și el spune că da, sunt bine, dar prietenul lui sigur mă intreabă încă o dată dacă e bine, pentru că dacă era bine, nu mă intra în ăla. 100%. O plimbare obișnuită cu motocicleta, da, și se mai facă astăzi, hop, așa, da, stai să mai stau puțin în parcă, hop, și se spăl și motorul, dacă tot asta. Asta chiar că a zburat. Asta cu siguranță avea avion și era în aeroport acolo. Ok. Nenorocitul ăsta mic încearcă să se sustragă de la trafic, dar în cele din urmă se pare că rămâne stagnat. Așa merici, netrebnicule, să te înveți minte. Se pare că traficul s-a reluat și prietenul nostru a rămas. Avem acest camion, Trachetrac, care se pare că a prins drag de această Mazda neagră. Adevărul că e drăguță mașina, și așa că l-a luat de într-una. A găsat mașina ta după el și o scoate la o plimbare. Și imaginez pe ăla din mașină, cam ce părere are el și cât de neimpresionat de toată chestia asta, de nu vedem măcar un franțun. Cum ne trebuie aici? Lasă-l, prieteni, lasă-l să se ducă, lasă-l că are dreptul să moare. Și tu ai dreptul să te faci că ai văzut nimic. Păi, te-ai prins? Un live frumos cu cele două fetițe, cam frumoșele fetițele. Hei, salut, salut și ție. Și ce mai zice, ce mai face? Ce se face? N-am mai făcut selfie, fată. Am făcut accident din greșeală. Aici ce avem? O dispută periculoasă, trafic. Băieții noștri s-au aprins spiritele între băieții noștri. Mi se pare că cel cu mașina din spate încearcă să facă ceva, dar se răstoarnă. Pentru că asta este karma, nenorocitule. Și aici avem prietenii noștri care se joacă piatră, hârtie, foarte. Cine câștigă? Cine câștigă? A, nostru a câștigat. A, nostru a câștigat, bravo. Perfect. Perfect. You are the best. Cam atât pentru astăzi. Sperăm că v-a plăcut și până data viitoare nu uitați să vă abonați canalului nostru de YouTube.